Tutorial French dublu de interior. Am folosit tipsurile de la Pearl Nails și padurile tot de la ei. Desfac un pad și îl montez pe mijlocul tipsului. Apoi polimerizez cu un acryl gel alb, de un alb perfect, de la Pearl Nails. Vin și fac vârful formei. Voi face și o linie subțire de French cu ajutorul unei oje semipermanente color. Apoi, cu scoică pisată, voi realiza un design pe care îl voi introduce după ce scot padul de silicon. Introduc scoica pisată și o polimerizez. Apoi îmi creez un design marmorat cu ajutorul acryl gelului și a două picături de ojă color. Eu am folosit roz și bleu. Ce minunat arată! Iau cu spatula și îl pun în zona apexului. Aranjez cu pensula ca designul marmorat să vină pe suprafața unghiei mele. Pensula este, bineînțeles, înmuiată în cleaner. După ce am aranjat materialul, trebuie să aplic tipsul pe unghia pregătită corespunzător. Tipsul îl aplic conform tehnicii de aplicare a tipsurilor reutilizabile, verific dacă este corect aplicat și polimerizez câteva secunde sub puterea mini-lămpiței, apoi introduc în lampa mare.